Zeci de specialiști în sudură din toată țara sunt reuniți și în acest an în cadrul tradiționalei conferințe Sudura 2024. Are loc la Universitatea Politehnică Timișoara, în locul care a format mii de astfel de specialiști și este organizat de Asociația de Sudură din România. Este o conferință de tradiție organizată de Asociația Sudurilor din România încă din 1991. Ea este găzduită de Facultatea de Mecanică din cadrul Universității Politehnică Timișoara, nu întâmplător, deoarece Facultatea de Mecanică are o bogată tradiție în pregătirea inginerilor în domeniul sudării, anul trecut aniversând 70 de ani de învățământ în domeniul ingineriei sudării. Sunt dezbătute numeroase subiecte și teme, iar în cadrul conferinței are loc și o secțiune tehnică și comercială. Evenimentul este și prilejul organizării concursurilor ASR, Tineretul creează și Tineretul sudează, faza finală. Iar arta nu lipsește nici în domeniul sudurii. Mai multe exponate ale sculptorului Bogdan Nuelianu sunt expuse la Facultatea de Mecanică. Obiectivele și temele abordate de acest eveniment sunt procedele de sudare, examinările pentru îmbinările sudate, partea de calificare, o noutate pentru Sudura, conferință națională. De data aceasta avem sesiunea plenară internațională, avem alături de noi patru profesori emeriți vestiți din topicurile conferinței, iar pe lângă sesiunea plenară internațională, de data aceasta, avem și o secțiune de artă sudată. Asociația de Sudură din România își desfășoară activitatea în cadrul a 18 sucursale în marile orașe din țară, dar și în Chișinău.